Salut, mă numesc Boris și astăzi vă voi învăța cum să faceți un board slide. Dacă vreți să faceți un board slide, poziția este exactă ca la un frontside simplu, ceva de genul. Doar că comparația cu un frontside, să vreți să dați un board slide, mergeți pe rail. Nu faceți un frontside de 180 grade, dar doar de 90 și aterizați fix pe mijlocul railului, nici prea în dreapta, nici prea în stânga. Vă riscați să cădeți jos. Așa, trebuie să găsiți acea distanță, nici prea aproape, deoarece puteți să vă loviți cu roata în rail și să cădeți jos, dar nici prea departe, deoarece nu o să vă ajungeți iar o să vă loviți cu axul în rail. După ce ai dat un frontside de 90 de grade, picioarele le poziționați pe șuruburi și picioarele nu le poziționați nici prea în spate, nici prea în față. Că dacă le veți poziționa prea în spate, pur și simplu veți arunca decul înainte și veți cădea pe spate. Și să nu fiți foarte încordați, dar nici foarte relaxați, deoarece la fel, dacă veți fi foarte relaxați, veți arunca decul ori în urmă, ori înainte și riscați să cădeți jos. Două metode de a ateriza un board slide. Una dintre ele ar fi să alunecați pe rail și când ajungeți la sfârșit să vă ajutați cu umerii să vă întoarceți în poziția voastră normală și să mergeți mai departe. Iar a doua metodă ar fi să alunecați iarăși și vă ajutați cu umerii să vă întoarceți în fake. Dar nu prea devreme, deoarece puteți să vă blocați roata din spate și să nu aterizați. La sfârșit, ajungeți la sfârșit, vă ajutați cu umerii și vă întoarceți în fake și mergeți mai departe. Pentru început puteți să faceți board slide-uri doar la sfârșit, adică doar o bucată foarte mică. O să prindeți ideea aia cum se face un board slide. Iar cu timpul, când depinde ideea, vei face de la început și alunecă tot rail-ul. Dar țineți minte, cu cât viteza este mai mare, cu atât mai mult vei alneca, deoarece dacă ai face într-o viteză foarte mică, când vei urca pe rail, riști să te oprești la mijloc și să cazi jos. Acesta a fost tutorial de astăzi. Nu uitați, board slide-ul este unul dintre cele mai ușoare tricuri pe un rail. Și dacă v-a plăcut acest video, dați un like și subscribe la channel ca să vedeți următoarele noastre tutoriale. Pa!